Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem ce propun cărțile pentru astăzi, această zi frumoasă de miercuri, 21 iunie 2023. Da, și iată că prima carte care vine în etalare este aceasta cu numărul 16, așadar numerele 1, 6, 7, 16 pot fi semnificative pentru tine în această zi de miercuri. Această carte vorbește despre răbdare, da? Sau putem spune că este un înger, prezintă acest înger al răbdării, care este considerat că trebuie să ajungă în viețile dumneavoastră în acest moment. Da, pentru că trebuie să vă amintească de importanța răbdării în momentul în care voi așteptați ca ceva să se întâmple pentru voi în viața voastră, da? În aceste momente. Probabil că voi sunteți foarte nerăbdători, da? Probabil că nu mai aveți deloc răbdare în a vedea ca acele lucruri să se întâmple pentru voi. Dar bineînțeles că trebuie să vă amintiți de fiecare dată de semnificația acestei răbdări, da? De importanța acesteia în viețile noastre ale tuturora. Și cu atât mai mult în acest moment, dragii mei, vi se cere să aveți, să acordați încredere dorințelor voastre, da? Să nu luați pe nu drept răspuns din partea Universului și să fiți optimiști în ceea ce privește viitorul vostru și să nu căutați să forțați lucrurile. Da? Despre asta este vorba cu această carte. De ce? Pentru că de multe ori noi am vrea să forțăm lucrurile și atunci nu facem decât să stricăm, da? Mai mult decât să îmbunătățim sau să adăugăm valoare lucrurilor pe care noi deja le-am inițiat. Da, dragii mei, așadar acordați încă puțină răbdare evenimentelor din viața dumneavoastră și veți vedea că totul va intra pe cale, totul se va desfășura conform planurilor dumneavoastră, însă trebuie să mai așteptați puțin. Această următoarea carte, dragii mei, din etalare este aceasta cu numărul 14, așadar numerele 1, 4, 5 sau 14 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Iată că această carte vorbește despre acele conexiuni de iubire, de dragoste din viața dumneavoastră. Da? Bineînțeles că se referă în primul rând la acea conexiune specială din viața dumneavoastră pe care o aveți cu un suflet pereche sau cu un suflet foarte drag din existența voastră. Da? Poate că ați cunoscut deja acest suflet, poate că majoritatea dintre voi vă gândiți la o anumită persoană, da? Și chiar dacă aceasta nu este aproape de voi, puteți să îi trimiteți un gând de bine, un gând de bucurie care să îl facă sau să o facă pe aceasta să se simtă prețuit sau prețuită, să se simtă iubit sau iubită. Da, întotdeauna putem face acest lucru, este la îndemâna noastră și nu ne costă nimic. Da? De asemenea, dragii mei, nu ne costă nimic să împărțim puțină iubire sau puțină dragoste spre persoanele importante din viața noastră, da? Și mă refer aici la părinți, copii, rude, celelalte rude ale noastre sau prietenii noștri apropiați, da? Se pare că aceste persoane sunt foarte importante pentru noi în fiecare zi a vieții noastre. Și probabil că dacă nu ar fi acestea, noi nu am putea să ne desfășurăm viața în modul în care o desfășurăm în momentul de față. Da? Fiecare persoană dintre cele amintite are rolul ei, are importanța ei în viața și în viața ta și atunci este important să ne amintim sau să-ți amintești și tu în această zi de prezența acestor persoane în viața ta și să le trimiți un gând bun sau să le amintești cât de prețioase sunt pentru tine. Da?
să le amintești acestor persoane cât de mult le iubești. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte. Iată că vine din partea îngerașului Isaia, care îți spune: e timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghez, te călăuzesc și te protejez pe cursul acestor schimbări. Da, este o carte foarte potrivită pentru tine în această zi. De ce? Pentru că simt așa că majoritatea dintre voi v-ați gândit sau vă gândiți în aceste momente să începeți o activitate. Nu știu, poate că unii dintre voi vreți să faceți niște cursuri, să vă specializați într-un anumit domeniu care vă interesează foarte mult. Poate că unii dintre voi, mai ales bărbații, da, vreți să vă documentați mai mult din punct de vedere al mașinilor, da? Poate că vreți să începeți un business în acest domeniu. Poate că mașinile v-au preocupat întotdeauna, da? Sau poate vreți să vă orientați alții spre un domeniu al dezvoltării personale, da? Și acest lucru poate fi posibil pentru voi, având în vedere că vă place foarte mult să vă documentați tot timpul, vă place să fiți la curent cu noile știri din acest domeniu și nu numai din acest domeniu, da? Și vă place să lucrați cu oamenii, da? Vă place să dezvoltați minți, să dezvoltați personalități. Așadar, se pare că puteți urma o carieră de succes în planul dezvoltării personale. De ce nu? Toate aceste schimbări pot surveni în perioada următoare în ceea ce te privește, dragul meu sau draga mea, și vei vedea că aceste transformări pentru viața ta vor fi urmate și de altele în plan financiar, pe care, bineînțeles, că le aștepți și pe acelea. Și următoarea carte, dragii mei, iată că este eclipsa lunii noi pentru tine, care îți spune: așteaptă-te la o schimbare majoră. Așadar, spuneam mai devreme că ești pe cale să urezi bine ai venit următoarelor schimbări, transformări pentru viața ta, unor noi activități poate pentru tine care să-ți transforme viața, care să te ajute să te eliberezi din punct de vedere financiar. Și odată cu aceste schimbări pe care tu dorești să le inițiezi în viața ta, bineînțeles că va apărea și cea mai mare transformare pentru existența ta, care poate fi faptul că vei întâlni o persoană semnificativă pentru tine, o persoană care îți va călăuzi pașii spre mai departe, sau poate vei întâlni iubirea vieții tale în acest domeniu nou în care te vei orienta, spre care te vei orienta, sau poate pur și simplu vei câștiga foarte mulți bani, da? Și acest lucru poate fi, se poate întâmpla pentru tine și îți va fi mai benefic decât orice altceva. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte, care este din Lenormand. Iată că avem aici cartea cu numărul 17, așadar numerele 1, 7, 8 sau 17 pot fi și ele semnificative pentru tine în această zi de miercuri. Este o carte care se referă la cupe, da? La dragoste, dar și la această barză, da? Care este pe de o parte vestitorul anumitor mesaje pe care le poți primi în această zi. Mesaje privești foarte îmbucurătoare, care îți pot parveni de la rude, de la prieteni foarte apropiați, da? Mesaje care pot avea legătură cu familia ta, cu faptul că această familie a ta se poate mări, da? Poate că cineva din familia ta aduce naștere unui copil. Pentru că această pasăre, după cum știm, este și simbolul nașterii unui copil. Da? Fie că tu vei naște acest copil în perioada următoare, fie că cineva din familia ta se pregătește să aducă pe lume acest nou suflet în această viață. Da, dragii mei, o carte foarte bună, foarte semnificativă pentru voi în această zi. Și haideți să mai vedem încă una, încă o carte care se referă la un gând, un gând de care te poți lăsa pătruns în această zi. Iată că acest gând vine pentru tine astăzi. Îmi iubesc corpul,
Da, este un gând foarte bun pentru ziua de azi. Creez pace în mintea mea și corpul meu reflectă această pace ca pe o perfectă stare de sănătate. Da, dragii mei, este foarte important că pacea minții noastre și pacea sufletului se reflectă de cele mai multe ori în starea de sănătate a sufletului nostru, a corpului nostru și a sufletului nostru, am spus bine. Da, pentru că este foarte importantă sănătatea pe toate planurile vieții noastre. Așadar, dragii mei, știți cum este, cum creșteți o plantă, exact cum arată această carte, cum creșteți o plantă, cum o ajutați să se dezvolte pe parcursul evoluției sale până ajunge la maturitate. Exact așa trebuie să vă ocupați și de corpul vostru, da? Să-i acordați atenția cuvenită în orice moment al vieții dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, și următoarele cărți. Iată că deja s-au întors două cărți, trei cărți. Avem aici șaptele de săbii. Pe de-o parte, iată că aveți de-a face cu cineva care vrea să vă fure ceva în această perioadă. Văd că este o persoană rea intenționată în ceea ce vă privește, ori dorește să vă fure ceva, ori este foarte interesată de dumneavoastră, de planurile pe care le aveți în ceea ce privește viitorul vostru, da? Vrea să vă descoasă foarte mult. De ce? Pentru că această persoană este foarte invidioasă pe voi și vrea să vă pună bețe în roate, da? Pur și simplu în cele ce urmează. Mare atenție la persoanele din jurul vostru, așadar. Următoarea carte, iată, este Împăratul, o carte de bun augur pentru voi, dragilor. De ce? Pentru că această carte mi arată că sunteți pe picior, trăiți pe picior mare, ca să zic așa, în această perioadă. Vă desfășurați viața după bunul plac, da? Sunteți în deplin control asupra vieții voastre. Puteți lua orice decizie în deplină cunoștință de cauză. Bineînțeles că din fiecare decizie pe care o veți lua vor decurge anumite responsabilități, dar pentru voi acest lucru nu este atât de important, pentru că oricum vă îndepliniți toate responsabilitățile în această viață exact așa cum vi se cere. Și nu ați avut niciodată probleme din acest punct de vedere, da? Ați făcut față cu brio tuturor. Da, o carte care vorbește și despre libertate, despre libertatea gândurilor voastre și libertatea voastră de a vă manifesta exact așa cum simțiți, cum doriți. Și următoarea carte, iată că este Nouă de Pentacule, o carte foarte bună din punct de vedere material, da? Văd că vă deschideți din ce în ce mai mult spre ceea ce se numește independența financiară. Așadar, spuneam la începutul acestei etalări că este posibil să începeți o activitate nouă care vă va oferi mai multă valoare, da? Mai multă stimă de sine. Și în afară de acele lucruri, iată că va aduce mai multă abundență pentru voi, pentru viața voastră și, bineînțeles, că va aduce, în primul rând, perspectiva creării acestei independențe financiare pentru care ați luptat atât de mult și în trecut. Da. Vă orientați așadar spre libertate, dragii mei. Haideți să vedem și următoarea carte. Următoarea carte care este din Oracol și care vorbește despre flirt. Iată că râsul este cea mai bună terapie. Distrați-vă împreună și amintiți-vă, dragostea este cel mai mare vindecător dintre toate. Așadar, dragul meu sau draga mea, iată cât de important este să râdeți, să vă înveseliți, să vă simțiți bine în orice moment al vieții voastre și să vă amintiți că cel mai important este să fiți alături de persoana pe care o iubiți, adică exact ceea ce se întâmplă cu viața voastră în aceste momente, da? Pentru că atâta timp cât sunteți lângă persoane pe care le iubiți, vă veți simți și voi foarte, foarte bine. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!